voiam să intervin atunci. Toată această perioadă. Că spunea domnul ministru că e vorba de cinism. E vorba clar de dublu standard, domnul Dumitrescu. Și noi vorbim de stat de drept. Păi nu se poate, părinții. Au copii care merg în primul an la clasa 0 sau la clasa 1. Au copii care trec de la 4 la 5 și este trecere, e alt sistem. Să nu fie primiți și nu pot să nu spun că am fost duminică la Țebea unde s-a interzis total și spectacol folcloric. Tot. Oamenii n-au avut voie să vină la eroul neamului omagiat. Bine că domnul președinte s-a dus la Sibiu să-l spună la mulți ani domnului aceluia care a decimat România altceva. Dar să interzici un exemplu foarte clar, sărbătoare națională, dată prin decret, erou național, și să interzici unde erau poate mai puțin decât la Cluj acolo. Cluj e al doilea festival care îl face. Oare domnul Boc are un regim așa, stat în stat, și părinții nu pot să-și ducă copiii? Este incredibil. Și știți, am pus o întrebare pe Facebook înainte de a intra în emisiunea noastră. Ce credeți că ar trebui să... Nu fac sondaje ca domnul Ionaș. Ce trebuie că credeți că ar trebui făcut în România? Și știți că mulți au spus nu, că să mai facem alte legi. Să se aplice astea, bine. Majoritatea a răspuns... Măcar să le aplicăm pe astea. Exact, să le aplicăm și să le aplicăm fără dublu standard. Pentru că dumneavoastră imaginea rămâne în ochii românilor, vede clar, acolo copiii, părinții stau la gard și dincolo se distrează oamenii fără mască, fără distanțare, fără nimic. Bine, e și râsul lumii că dacă luați autobuzul de la aeroportul Otopeni, eu îl iau săptămânal să mă urc în avion, pe fiecare geam la autobuz spune păstrați distanța. Și noi suntem înghesuiți cot în cot, așa. Dar au pus afișe pe fiecare geam, nu numai pe un singur geam. Bun, adică... De asemenea, se pune trei cot în cot. Deci este. Dar la școlile din Cluj au fost părinți? Și deciziile sunt doar administrative. Nici măcar n-ar costa bani, domnul Dumitrescu, ca să respecti, să aplici legea la fel pentru toată lumea. Bun, atunci vă întreb, dacă lucrurile astea n-au